Efective ale Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt au desfășurat în ultimele zile o acțiune pentru combaterea braconajului piscicol și a comerțului ilegal de pește. În cadrul acesteia au fost descoperiți doi bărbați din comuna Ipoteși care pescuiau pe râul Olt fără a avea autorizațiile necesare. Aceștia foloseau embarcațiuni din cauciuc și plase de pescuit confecționate din material textil și sintetic în lungime totală de 390 de metri liniari. Jandarmii au mai descoperit într-un târg de săptămână din județ un bărbat din Drăgășani care comercializa 12 kg de pește din specii diferite fără a avea asupra lui documente de proveniență. Anul trecut, pe timpul desfășurării misiunilor în raza de competență pentru prevenirea și combaterea faptelor de încălcare a normelor legate de și instituite în domeniul pescuitului și acvaculturii, jandarmii din județ au constatat 157 de infracțiuni la regimul piscicol. Acestea au fost săvârșite de 140 de autori. În urma constatărilor făcute, jandarmii au aplicat 504 sancțiuni contravenționale, dintre care 203 avertismente și 301 amenzi, în valoare totală de 110.700 de lei. Profesionalismul neurologilor slătineni Rănică Diaconescu și Carmen Stancu a fost recunoscut pentru a doua oară de specialiștii mondiali în domeniu. Acest lucru s-a întâmplat la Congresul Mondial de Controverse în Neurologie, desfășurat în perioada 17-20 martie la Lisabona. Lucrarea medicilor slătineni a fost recompensată cu mențiune. Performanța neurologilor noștri este cu atât mai importantă cu cât ei au fost reprezentanții singurului spital județean din țară prezenți la manifestarea cu caracter științific. Lucrarea prezentată de neurologii Rănică Diaconescu și Carmen Stancu a avut la bază rezultatele unui studiu făcut pe 300 de pacienți cu accidente vasculare hemoragice care au suferit leziuni pe creier. Din observațiile medicale făcute, cei doi neurologi au reușit să pună Spitalul Județean de Urgență Slatina pe harta lumii medicale alături de mari clinici universitare din lume. Primarii și asistenții sociali din cadrul administrațiilor locale au fost convocați luni 28 martie de către conducerea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecții Sociale la o sesiune de informare și consiliere. Întâlnirea se va desfășura începând cu ora 10 în Amfiteatrul Colegiului Național Ion Minulescu. Obiectivul acestei sesiuni de informare și consiliere îl reprezintă asigurarea modului coerent de lucru în aplicarea legislației din domeniul asistenței sociale a unor cunoștințe tematice legate de modul de stabilire a eligibilității privind acordarea, suspendarea sau încetarea drepturilor beneficiarilor de venit minim garantat, a alocației pentru susținerea familiei sau a indemnizației pentru creșterea copilului. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina scoate la concurs posturile de director medical și director de îngrijiri medicale. Cei care vor să participe la concursul pentru postul de director medical își pot depune dosarele între 1 și 15 aprilie, urmând ca examenul să se desfășoare 10 zile mai târziu. Cei care intenționează să-și depună dosarele trebuie să îndeplinească mai multe condiții legate de calificare și vechime. Cei interesați de postul de director de îngrijiri își pot depune dosarele între 1 și 18 aprilie, concursul urmând să se desfășoare pe 26 aprilie. Ei trebuie să fie asistenți medicali și să aibă minim 2 ani vechime. La cele două concursuri se pot înscrie și persoane din afara Spitalului Slătinean. Mii de vârstnici olteni primesc lunar mai puțin bani din cauza popririlor puse pe pensii. Motivul îl reprezintă datoriile pe care aceștia le au la primării sau unități bancare. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii Olt, aproape 4.000 de pensionari se află în această situație. Cele mai multe popriri sunt instituite la solicitarea executorilor judecătoriști, a primăriilor și administrațiilor financiare. Valoarea totală a sumelor reținute prin instituirea popririlor se ridică la peste 300.000 de lei. Suma maximă care poate fi reținută unui pensionar reprezintă o treime din cuantumul venitului la care are dreptul, în cazul unei popriri, și poate ajunge până la jumătate din pensie în cazul mai multor datorii.